Antrenorul Bogdan Tudoreanu speră ca ceferiștii să obțină în retur peste 18 puncte, mai ales că dispută 6 din 11 meciuri acasă. Tehnicianul Rapidului nu se așteaptă la o misiune ușoară în fața celor de la Farul Constanța, care, în opinia sa, vin pe stadionul Areni hotărâți să scoată cel puțin un punct. Urmează acest joc cu Farul, v-am zis, nu este ușor, pentru că toate jocurile sunt grele. E o echipă care e în foame mare de puncte, zic așa. Ei și-au propus și ei să prindă play-off-ul campionatului și cred că vor veni foarte motivați și vor dori să scoată un punct sau poate trei, dar eu cred că băieții noștri vor fi până la ora jocului 100% din punct de vedere fizic, pentru că aici am avut un pic probleme ținând cont de oboseala care s-a acumulat cu jocurile astea de cupă și toate jocurile care au fost așa mai aglomerate un pic. Săptămâna asta avem timp să ne revenim, iar la ora jocului să fim 100%. Golgheterul echipei, Marius Matei, este ferm convins că rapidiștii vor păstra toate punctele pe Areni. Ne va aștepta un meci foarte greu, pentru că cred că este cam ultima lor șansă să prindă play-off-ul. Dar ținând cont că jucăm acasă, sunt ferm convins că cu ajutorul publicului sucevean vom reuși să câștigăm toate cele trei puncte puse în joc. În turul campionatului, Farul Constanța și Rapid Suceava au remizat, scor 1-1, la finalul unui meci în care fiecare echipă a încasat câte un cartonaș roșu. Înaintea confruntării de sâmbătă, sucevenii ocupă locul 4 în clasament, iar constanțenii sunt pe poziția a 8-a.